Interviu cu Bone 7. Hai să-l vedem pe Bone. Hai, Bone. Bone. Răspunde pe Skype, Bone. Bone, Bone, Bone. Câștigătorul Bone. Bone, 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 Bone. Bone, Bone. Bone, ești? Ciao. Mă, bun, ce bine te auzi. Și ce fericit. Nu știu, cred că s-a blocat. Ok, ok, acum e bine. S-a blocat baia? Era pe CEO puțin mai... Ia zi, cum a fost meciul? Și primul meci și al doilea. Din perspectiva unui jucător profesionist. Și prima a fost cam fan, am apucat așa să fac chestii. Știu, de fiecare dată când joc contra Chen, e super ușor să joci, că, mă rog, poți să te plimbi pe hartă și să porți în nou ce să fac. Asta când ești cu Clock sau în general așa? Cred că în general. A, deci ți se pare că Chen e un pic slab, că ți... A, e foarte bun eroi, e unul dintre cei mai buni eroi, dar eroi, dacă știi să joci offline bine, să te miști, adică poți să ajuți foarte mult pentru echipă, să câștigi jocul la început pentru echipa ta. Interesant. De obicei, alți jucători preferă doar să stea pe linie și să farmeze mai cât de mult posibil, dar nu știu dacă e bine. Poate îți canghează aia midul. Am văzut că tu dai acolo niște rachete în pădurice. Ce vrei să obții exact? Să prinzi un creep sau pur și simplu să vezi? Vreau să-i fur XP-ul și să văd ce face Chen-ul, să nu gangheze pe Sing Mid. Deci susții că e destul de important să ai viziune pe el așa de la început decât să stai pe... Dacă nu poți să gangheze, pe Mid și stai să-i fur XP-ul așa, nu știu, era level 2 la minutul 7 sau ceva genul ăsta. Da, adevărul că ați luat turnul mult mai repede decât ei și ei totuși aveau într-adevăr Chen-ul. A fost bine jucat. Da. Și acum hai zi și despre al doilea meci, că ăsta a fost mult mai plin de suspans. Nu știu, am făcut o greșeală când am mers pe Lich Mid și atunci a fost cam jocul cam mai urea, dar nu știu, cred că nu prea avea cum să câștige Alliance contra noastră din cauza picului. Nu știu, aveai... Contra Max era Dom, era Rory, era toate magiile. Păi și ce face dacă la un moment dat pune disruptorul la Aghanim? Păi nu știu, că nu prea... Nu știu dacă a prins vreodată vreo ultimată bună, așa, oricum. Are dreptate, băi, nu prea... Bă, a prins, au fost niște bătălii la început, a dat și glimpse super mișto. Pe la început, așa, dar la final, într-adevăr... La final, într-adevăr, nu prea a putut să prindă. Senzația mea e că Lions, cum am zis și pe stream, ar fi trebuit să inițieze cu Furion, cu TP, cu Nyx înăuntru și să vă atace din două părți. Dar nu știu ce au făcut, sincer, fiecare când Nyx era descoperit acolo, să nu știu. Da, și mie mi s-a părut exact același lucru. Da, la final de tot l-a sprins mereu. Atunci a fost foarte evident. Da. Ia să vedem ce întrebări ai aici din public. Ce facultate ai terminat? Relații internaționale. Nu știi sigur sau... Da, știu, dar nu prea... Așa. Întreabă-l, te rog, pe Bone 7, cum s-a simțit în momentul în care Centaur a fost omorât de neutral și ce au zis cei din echipă la acea fază? Mai ții minte? Am fost surprins, așa au zis Envy, vezi că poate să se sinucide. Am zis, hai că cum să se sinucidă? Și ți-a arătat, a? Și după aia cum a fost? S-a lăsat aia, și... Aia e? Nu prea contează, dar tot am uitat la ceva experiență pe acum. Aia. Eu mă gândeam așa că vă demoralizează un pic. Nu știu, pe mine nu, am zis, whatever. Da, important a fost că a murit acolo și i-a mai întârziat dagger-ul puțin. A fost ceva. Ia să vedem ce mai e pe chat aici. Și după ce ați pierdut Baraka Range acum în jocul ăsta al doilea, te-ai temut vreo clipă că o să pierzi? Că ai început interviul zicând că nicio problemă, îi băteam oricum, aveam Roar, aveam Doom pentru Nyx. Nu prea ne panicăm dacă pierdem un rack sau ceva. Poți să revii ușor din jocurile alea, adică noi... Da? Mai greșești și mai pierzi un rack, dar nu poți să revii, nu-i problemă. Ce eroi care nu se joacă acum crezi că o să intre în forță în curând? Nu știu, nu cred... Nu prea văd nimica. Că fiecare rău se joacă câte puțin. Nu știu, nu mă gândesc la nimica momentan. Câți bani câștigă pe săptămână, lună, știu că n-ai voie să dezvălui. Da, zice să-l saluți pe Sing Sing din România. Să-i spui că a avut foarte mulți fani meciul ăsta. Câte șanse ai să primești viza? Viza de America, bănuiesc că la asta se referă. Câte șanse? Da. Nu știu cum pot să... Zi acolo, asta, sincer. Trei șanse. Câte șanse? Trei șanse, patru șanse, cinci șanse. Șanse destul de bune. Șanse destul de bune, da? Aștept să primești ceva de la Valve, nu?
Da. Spunem ce bănuiesc că vă așteptați așa la internațional să fiți invitați, nu? Da, da, șanse sunt de mari să fim invitați, adică... Dar nu știți sigur. Să aveți așa, să vă sufle o păsărică ceva să vă zică acolo. O să aflăm un curând. O să fie mai mult ca sigur, mă rog. Foarte sigur. E foarte probabil să ne invit. Așa, și dacă vă invită, o să faceți un bootcamp ceva? Da, sigur. Adică fiecare echipă o să facă. Plecați în China sau tot pe aici, pe, prin Europa, America, ceva de genul? S-ar putea să plecăm dacă e un concurs ceva. Și dacă suntem invitați, sigur plecăm dacă suntem invitați. E zi de... De EMS One, aveți vreo idee? O să mergeți acolo? O să veniți la Frankfurt? Cred că, nu știu. Nu știu cum coincid datele cu internaționalul și așa. Păi e înainte, e destul de mult înainte. Ar fi timp și o să fie destul de important turneu. Da, nu știu. Să vedem. Nu aveți în plan momentan? Nu s-a... Nu. Uite... Mai e o întrebare aici, ce părere ai de Sing Sing și dacă tot a venit întrebarea asta să spui așa, ce părere ai de fiecare cu echipier, că unii iubesc pe Envy, de exemplu, alții nu, ei pe fiecare în parte. Hai, ia-l pe Sing Sing primul. Nu știu ce să zic, nu am chis să vorbesc despre chestia asta acum. Frumos, da? Nice dodge there. Uite, toată lumea întreabă ce părere ai de Envy, întreabă-l de Sing Sing, întreabă-l de ăla și tu n-ai chef să vorbești acum. Doamne, ieri ai făcut tu pix, azi de ce nu le-ai mai făcut tu? Saca, simțit. Te trolează un pic, să știi. Nu știu, n-am vrut să mai fac picuri de vreo săptămână, că eram puțin demoralizat de la niște chestii și nu. Și o să rămână așa permanent, adică acum Pai se va ocupa de picuri? E, nimic nu-i permanent, poate să schimbă la loc, nu știu, orice, habar n-am, depinde cum merg lucrurile. Ce sfat le dai jucătorilor români buni care nu sunt cunoscuți încă? Nu știu, niciun sfat, joacă cât mai mult. Joacă un pic mai mult, deci nu, stonează. Nu foarte mult, un pic mai mult, deci dacă jucați o oră, jucați o oră și un sfert. Care este cea mai puternică echipă după părerea ta în momentul actual? Evident, nu Alliance. Da, nu ce Alliance. Păi DK, aproape sigur DK. DK? Pe ei vezi favoriți la câștigarea internaționalului? Mă rog, dacă ar fi în momentul ăsta. Nu, adică dacă ar fi exact momentul ăsta, da, nu se schimbă mult în 3 luni. A, și acum stai că mi-am să aminte că am și eu o întrebare. Explică-mi și mie, care e schema cu centaurul ăsta? De ce e ales atât de puternic în ultima vreme? Eu văd cu greu rostul. Nu știu, de exemplu, nu ne place erou, dar... Nici mie. Yay. Dar nu știu, are mult damage, ultimata globală e folositoare. Când nu știu dacă ați fost în jocul ăla cu Dog și cine, EG. Da. Ați fost? Da. De fiecare dată când da ultimata centaurul, fugea Hexul de la Tinker. Da, chiar am văzut chestia asta că da, sunt multe chestii care dacă n-ai stun așa, e foarte bună ultimata aia. Da, folosează cineva și fugi. Cum crezi că e eficient să-l joci? Să fie sub ăsta, cum zice, să fie în pădure, să fie offlane-ul sau să-l joci așa, să farmeze pe 3 lane, pe safe lane? Cred că offlane și mid e cel mai bun. Offlane și mid, da? Da. Că am văzut, uite, de exemplu, m-am uitat la DK cu cine au jucat, cu Newbie și nu mai țin minte ce erou au luat Newbie din prima, dar după aia primul pick pentru DK a fost Centaur. Adică chiar a ajuns așa să fie printre primele pick-uri. Păi, nu e neapărat dacă e bun sau nu, dar dacă le place lor foarte mult și au ales Centaurul cam des, vrea să joace și se așteaptă să-l baneze în second phase. Vreau să spun că de-aia au luat first pick. Înțeles. Altfel. De la ce vine Bone 7, întreabă lumea, cum toată lumea stăpânește nickname-ul? Fear. Juca în Complexity și juca un Bone flecea destul de... Fain și, da, tribut pentru Fear, Clinton Loomis. Deci, tribut pentru Fear, ce interesant. Eu am crezut că erau 7 brăși de la Invoker, când jucai într-o perioadă Invoker, dacă mai ții minte. Da, 7, nu știu, îmi place mai mult cu un număr decât, nu știu. Am o întrebare aici dură, dar o să o reformulez. Ce s-a întâmplat cu Sirul ăla de ieri?
Nu-ți plac nu ciubotele? N-ai cum să câștigi cu Sir dacă echipa ta pierde într-un în halul ăla, deci... Ce faci? Halul ăla? Vic cu level 6 cu Surge și Shell și ce faci? Nu faci nimic, n-ai cum să dai. Trebuie să nu pierdă echipa ta toate linile și după aia tu ești destul, dacă împingi linile cu Shell-ul, e destul de... Tu faci deja destul, fiindcă e o linie presată și dacă nu răspunde nimeni la chestia aia, pierd turnuri. Dar nu ți s-a părut că s-au bătut de multe ori cu voi și tu nu ai fost prezent la bătăliile astea mai mari? Că păi nu trebuia să se bată. 4v5. A, nu trebuia să se bată? Sigur că nu trebuia să se bată. Era o fază mid când aveau turnul și au stat acolo, au mers 3, au dat move pe un centaur și au luat stand la 3 și au murit. Evident că... Da, am înțeles. Să vedem dacă mai sunt aici câteva întrebări, să nu te mai ținem prea mult. Că ne ești drag, ca idee să știi așa că, nu știu dacă urmărești chat-ul, dar sunt foarte mulți care îți urează să, din tot sufletul să primești viza, vor să te vadă neapărat la internațional. Ar fi ceva. Ai foarte mulți fani. Nu știu. Ce le zici fanilor? Nu știu, mulțumesc de suport și... Urmăriți Dota, presupun. Presupun? Stai mă, nu trebuie să le zici ceva din suflet, nu ce te-am învățat ăștia de la C9 să spui. Spune-le ceva, chiar ce le urezi tu așa, că sunt fanii tăi, adică sunt unii care pur și simplu se bucură. Uite, eu sunt fanul tău. Nu place ține păsările, nu acum mă pui aici. Cum te pun? Nu știu. Nu știi? Nu mai contează cum te-am pus. Uite, eu sunt fanul tău, da, și sunt fericit când câștigi. Ce-mi transmiți mie? Presupune că nu mă cunoști. Nu știu ce să zic. Nu știi ce să zici. Hai, scoate ceva, nu știu, înjură, fă ceva, dar nu nimic. Orice, dar nu nimic. Stoarce ceva din tine, hai că poți. Deja mai, deja mai presa prea tare, acum nu mai poți să zici nimic. Te-am intimidat. Și nu mai poți să zic. Vai bune, și am petrecut atâta lanuri împreună și nu poți să-mi dai și mie. Cred că două, deci nu cred că mai mult. Atâtea lanuri, da. Cred că două au fost, da. Și cu Flynn. Au fost cam dureroase atunci, cred că de-aia nu vrei să-mi zici nimica. A, de ce nu faci mie un shout-out? Aia, n-am făcut shout-out la nimeni, adică... A, e o chestie de principiu? Nu știu, abia nu. Am înțeles. Funcționezi un pic ciudat, bune, așa, e greu să-mi dau seama ce e în căpșorul ăla al tău. De obicei când face lumea shout-out, mai mult sunt clownii decât, adică nu sunt prea, cum zic eu, concentrați în joc și așa. A, deci îți strică acolo flow-ul dacă faci. Îți strică karma, bune, dacă scrii și tu acolo GG păsăre la început sau nu știu, ceva, orice. Forța acolo. Sau orice, pentru oricine, dacă nu pentru nu știu, mine. Nu vreau să mă gândesc doar la ce în față decât să altceva. Ia, vreau să te întreb. Profesionist. Bănuiesc că ai văzut ieri meciul ăla în care a băgat fata primul punct în Presence of the Dark Lord, că a fost dramă mare cu chestia asta. N-am văzut meciul, dar am văzut drama acolo pe Twitter, pe Reddit, toate alea. Și ce părere? Și am auzit că Sigma nu prea a fost de treabă. Păi nu chiar că... Vreau să iau că Roșan level 1, Roxkiss, după aia adică, remake, era clar că o să ia Roșan. S-au dus peste ei la Roșan cei de la Sigma, deci au fost mai multe chestii în regulă acolo. Foarte ură din partea lor, sincer. Te întreabă lumea de ce nu faci și tu niște stream. Nu prea îmi place să joc când folosesc numele meu, nu prea mulți flameri. Nu prea îmi place să joc când folosesc numele meu? Adică în general când joci publice ești faker? Își schimbă numele. Da, n-ai auzit că are prea mulți flameri, dar ce te flamează lumea? Bă, n-am prea mulți flameri, dar dacă mi-au flame un joc din 10, îi dai jos ca să nu mai închep. Da, mă. Un pic, e de înțeles. E un pic trist. Oameni răi. Și nu e vorba neapărat că îmi flamez pe mine, dar dacă îmi flamez cu un coechipier sau ceva, să, nu știu. Uite, te întreabă cineva cu cine preferi să joci dacă trebuie să ai un match cu Navi sau cu Alliance. Aș juca mai degrabă cu Navi, adică nu e vorba că ar fi mai ușor contra Navi, dar ar fi mai interesant și mai amuzant, mai fun. Mai amuzant. Deci nu dai un shout-out ca să fii atent la meci, dar joci un fan cu ăia, am înțeles. Ce vârstă ai? Că, uite, cineva vrea să știe. Da, asta cred că poți să găsești. Așa? Hai că ne-a tăiat regia. Mulțumim pentru interviu și... Sper să mai vii aici, nu doar okay. După ce câștigi, da? Da, nu o să vin niciodată dacă pierd, nu prea demoralizat. Trist.
Baftă cu Navi când o veni jocul. Baftă să vedem dacă o să fie fan sau dacă o să fie trist. Că o să fie și ăla, o să fie meci greu. Oricum, win mare cu Alliance, felicitări. Te mai așteptăm. Hai, baftă. Pa, mersi. Așa. Vi l-am adus și pe bune, iară. Iară? După da, iar, oarecum așa, la PGL TV a mai venit de mai multe ori.